Bună dimineața. Așa începe viața. Bună dimineața, este vineri, este weekend, este o nouă zi, bineînțeles. Este ultima zi din această săptămână cu Anteneața. Și bineînțeles, cum avem noi vineri, o emisiune extrem de plină. Avem și concursuri, avem să vă dăm invitații, unde am pus invitația. Da, avem astăzi 5 invitații la film, pentru că unul dintre telespectatorii noștri care săptămâna trecută a câștigat o invitație, nu a venit să o ridice, așa că astăzi, în această săptămână, să dăm 5 invitații. O să vedeți mai multe la rubrica noastră pentru timp liber, bineînțeles. Avem și de la CEZ, trebuie să le citim repede pentru că sunt foarte multe. De la CEZ, întrerupe energia electrică, ei bine, între orele 9-13 în localitatea Ștefan cel Mare, sat Glava Cioc. Între orele 9.30, 13.30 la Vedea, în sat Vedea, 8.30, 14.30 la Mărăcineni, în sat Argeșelu, o întrerupere de scurtă durată în intervalul 8.30, 14.30 la Mioveni, cartier Colibaș, o întrerupere de scurtă durată în intervalul 8.30, 14.30 la Micești, satele Micești, Păuleasca, o întrerupere între orele 8.16 la Vlădești, toată localitatea. De fapt, între orele 8-16 va fi întreruptă energia electrică. Între orele 8-16 la Bălilești, toată localitatea, o întrerupere de scurtă durată în intervalul 8-30-9-30 la Pitești, cartier Găvana, Găvana 3, tot în Găvana 3, acolo unde se fac lucrări, ca lumea, văd, de o lună mi se pare că se tot întrerupe. Încă o întrerupere de scurtă durată în intervalul 13-30-14-30 la Pitești, tot în cartierul 3 Găvana. 9-14 Pitești, cartier Găvana, blocurile B12, B13 și școala generală numărul 19. 8-30-12 Leordeni, satele Glâmbocata, Băntălău. Și 12-16 la Bogați, sat Godinaci. Se întrerupe energia electrică, se fac lucrări în zonă, bineînțeles. Avem și epigrama zilei. Ministrul Sănătății se numește epigrama. Ministrul e despălat pe mâini, de parcă am fi nespălați. Bacterii și microbi străini și nu pot fi nici depistați. Are mare dreptate domnul Constantin Mândruță. Îi mulțumim pentru epigramele din această săptămână și le așteptăm, bineînțeles, și pe cele de săptămâna viitoare. Am înțeles totuși că a fost depistată cauza îmbolnăvirii cu virusul sau cu bacteria asta care ne ucide copiii. Ce faceți, fetelor? Avem și vreme astăzi, nu? Avem și semnificație? Avem, se încălzește, se răcește? Din păcate, vremea continuă să se răcească, dar, cum spuneam și ieri, temperaturile oricum sunt peste cele normale pentru această perioadă. Și nu vom scăpa nici de ploi astăzi. Da, o să vă spunem mai multe imediat, însă vreau să vă spun că ieri am primit o veste absolut îngrozitoare și e puțin spus, nu știu de ce de multe ori oamenii care pleacă dintre noi sunt cei mai buni oameni, sunt oamenii care pot să facă o diferență, care pot schimba această lume. Ei bine, a plecat dintre noi actorul Florin Dumitru, directorul Teatrului Așchiuță, un om extraordinar, un om incredibil, și a decedat după o grea luptă cu o boală incurabilă. Dacă vrei tu, Roxana, să citești mai multe și o să vedem și un material cu actorul Florin Dumitru, un material în care îl veți vedea pe Florin Dumitru așa cum era el, chiar și în viața de zi cu zi. Florin Dumitru a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București. În 2010, acesta părăsea scena bucureșteană pentru a împărtăși piteștenilor și argeșenilor din talentul său. În 2002, acesta a primit diploma de excelență pentru 10 ani de teatru, Teatrul Valah. De asemenea, Florin Dumitru a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Național al Teatrelor de Studio în 2015 și premiul de originalitate pentru spectacolul Skin Deep la Festivalul Internațional de Teatru Scurt Vrata din Bulgaria în 2010.
Da, haideți să vedem atunci un material cu Florin Dumitru, un material pe scena Teatrului Aștiuță, dacă nu mă înșel, și revenim după aceea, bineînțeles, la matinal. Este un material despre Florin Dumitru, așa cum vă spuneam, cum era el și ca om, dar și ca actor, și cu siguranță Florin Dumitru va rămâne în inimile și în sufletele noastre mult, mult, mult timp de acum înainte. Antenața! Când eram flăcău la mama, ei, ce ploaie și ce vânt, dam și eu prin fete iama, fiindcă plouă pe pământ. Du-te, mă, și stinge lumânarea! Bine, mă, mă duc! Nu pot! Eram sigur că nu poți! Am să mă duc eu! Nici eu nu pot! Păi ce facem? Păi ce facem? O chemăm pe mămica! O chemăm pe mămica! Mămico! Mămico! Da! Nu puteți să stinge lumânarea! Nu puteți să stinge lumânarea! Nu puteți să stinge lumânarea? Nu, nu! Bine, o sting eu! Nici eu nu pot! Se Grigore alu Tăgărâlă cu unul care cam sclipea de departe. Sara. Ăla nu-i răspund. Mă cunoști pe mine? Știi cine
sunt eu? Încercă Grigore să-și facă ce vrea, să-și facă curaj. Te cunosc, nu știu de unde să te iau. Vă ia-mă, mă, și dumneata de guler. Dar când să-l ia de guler, nimic. Mă, da, nimic, dar mâna a rămas așa țapă înainte și apoi fleașcă se atârne pe lângă el. Ăsta era Moroi. Era Strigoi. Și Grigore, simți cum îi se scoală. Căciula singură din cap, hâț, și cade jos plăți. Așa a fost de acord și Coza, un vecin de-a lui, că s-a dus repede la el. Mănică. Mănică a avut mare noroc. Său mare noroc. Păi Moroi ăștia din Bulzești sunt nărăvași. Când le strășunează pe câte unul, îl fac cârpă, îl fac treanță, poți să ștergi lampa cu el așa de moale și de afânat. Da, mânea cu Coza, dar mi-a zis dumneata? Păi nu, că de potaș tu să se poartă. Nu că iau eu apărare, dar gândește-te și la ei. Vă să zică, sunt cu noi într-o lume. Într-o lume, v-a zis, și odată mor și se pomenesc pe altă lume. Bunoară pe lumea aia altă, care nu îi primește din nu știu ce cauză și îi trimite pe altă lume, bunoară asta noastră, care se sperie. Și uite așa, miții plimbă cine miții o plimbă. Și sunt și moroi ăștia nervos, mai au de unica dumneata. Nu mai zice dumneata, ca ăla. Dar magale, din acolo, nu se frică de sângul noaptea în cimitirul, în țepii, în gropi, în belești, face atât, dar bine cu umii. Se frică, mă? Oza, place. Și privește. Niște ori. Bărbare, că mie mi-au luat frică după vremea când trăiam, bă! Am fost din viața mea, am încercat să vă înfrunte, să vă șteargă de-ar putea nouă acută de pe frunte. Am cântat mai rău, mai bine ce-am în suflet și în gând. Vreau să știu ce e cu mine, ce rost am pe acest pământ. Și de-atunci pătu argaia, fie ploaie, fie vânt. Beau și eu cât toată ploaia, care cade pe pământ. Piesa e gata! Antenața. Da, el nu a fost, el este și va rămâne în continuare actorul Florin Dumitru și așa cum spuneam, va rămâne în sufletele și în inimile noastre mulți ani de acum înainte, Dumnezeu să-l odihnească. Și mai multe despre Florin Dumitru o să vedeți și la noi astăzi la Observatorul de la ora 16:40. Avem și semnificația zilei, bineînțeles, dar și vremea cu Roxana și cu Ana, așa că vă las cu fetele. În anul 1815, Napoleon Bonaparte a evadat de pe insula Elba, unde fusese exilat cu aproape un an în urmă. Pe 26 februarie 1891 s-a înființat Societatea Arhitecților Români. Sărbătoriții zilei sunt Victor Hugo, scriitor francez, și Maria Buză, actriță și cântăreață română de muzică ușoară și populară. În continuare ne spune Ana cum stăm cu vremea, dacă se răcește sau se încălzește, aflați imediat.
Astăzi cerul va fi înnorat, însă doar trecător este posibil să cadă câțiva strop de ploaie. Vântul nu va crea probleme, iar temperatura va atinge 12 grade Celsius la orele prânzului. În Pitești și Ștefănești se înregistrează astăzi o temperatură maximă de 11 grade și o minimă de 0 grade Celsius. În Câmpul Lung, maximele vor ajunge până la 8 grade, iar minimele la minus 1 grad Celsius. În Topoloveni, astăzi se înregistrează o maximă de 11 grade și o minimă de minus 1 grad Celsius. În Curtea de Argeș, maximele ajung la 9 grade Celsius, iar minimele la minus 1 grad Celsius. În Mioveni se înregistrează o temperatură maximă de 11 grade și o minimă de minus 1 grad Celsius. Iar în Costej, maxima zilei de astăzi ajunge la 12 grade, iar minima la 2 grade Celsius. În weekend, norii vor rămâne pe poziții și mai ales sâmbătă va ploua slab. În plus, noaptea și dimineața, vizibilitatea va scădea destul de mult din cauza ceții. Chiar și în aceste condiții, temperaturile se vor menține peste cele normale, iar luni se vor situa în jurul valorii de 16 grade Celsius. Cam atât despre vreme, acum urmează rubrica pentru timp liber. Antenața! Da, nu uitați de concursul nostru, așa cum avem în fiecare zi de vineri, avem 5 invitații la filme în această săptămână. Prietenii noștri de la Cinematrivale ne pun la dispoziție aceste invitații, care sunt valabile, mare atenție, lunea, marțea, joia și vinerea, fără avanpremiere. Asta ca să țineți dumneavoastră minte, doar la premiere și la filmele care se difuzează, bineînțeles, în mod obișnuit la cinema. Da, bun, trebuie să vă mai spunem că în clubul cu nume de literă, astăzi de la ora 21, Casa de Cultura Studenților cântă în premieră Florin Chilian 10, chiar dacă Iubii, Termopane sunt doar câteva dintre piesele de referință ale artistului, intrarea costă 40 de lei. La cinematograful Sebastian Papaiani, Pitești, rulează de astăzi până joi filmul Jurnalul unei cameriste. Orele și tariful le vedeți dumneavoastră în Argeșul. La Teatrul Alexandru Davila prezintă următoarele spectacole: astăzi de la ora 15 și mâine de la ora 18, Soldatul la datorie, duminică de la ora 18, Leons și Lena. Și atenție mare, și zoo poate fi vizitată, știți prea bine acest lucru. În fiecare weekend, prețul unui bilet este de 5 lei pentru adulți și 3 lei pentru copii și 2 lei pentru grupuri organizate. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii lor au intrarea gratuită. Zoo Pitești poate fi vizitată între orele 10-17:30. Deci, dacă vreți să mergeți la film, la zoo, la teatru, puteți să alegeți, bineînțeles, din ce v-a spus noi. Nu uitați de concursul nostru, imediat după ce încheiem emisiunea, postăm pe pagina de Facebook. Bun, dar ale noastre avem acum. Suntem pe fugă. Antenața! Avem astăzi Argeșul, avem Top, avem Curierul Zilei și Fermierul Argeșan, care astăzi a apărut. Argeșul pe prima pagină are așa materialul de deschidere: la demisii impuse, solidaritate spontană, zid în jurul managerului de la Spitalul de Pediatrie. Pe fondul crizei bebelușilor și în urma unei solicitări a ministrului Sănătății, prefectul Cristian Soare a cerut ieri ca șefa de la DSP Argeș și managerul de la pediatrie să-și prezinte demisiile de onoare. Numai că personalul Spitalului de Copii din Pitești a declanșat spontan o acțiune de protest, făcând zid în jurul șefilor acestei instituții și amenințând cu demisii în bloc. Da. Mai citim din Argeșul. Pendiuca ruptă cerea, dar nu s-a hotărât. Este vorba de exces de sinceritate, unde credeți, la emisiunea subiect de presă care a avut loc aici la Antena 1 Pitești și invitat a fost, bineînțeles, primarul Piteștiului Tudor Pendiuc. Ei bine, exces de sinceritate despre putere a fost genericul emisiunii subiect de presă realizate la Antena 1 Pitești de directorul ziarului nostru Mihai Golescu, alături de Cristina Munteanu. Invitat a fost din nou primarul Tudor Pendiuc, de la care piteștenii doreau să afle dacă va mai candida sau nu pentru un nou mandat. Întrebat direct care este situația sa juridică la ora actuală, Tudor Pendiuc a răspuns că uneori tăcerea e cea mai bună comunicare, cunoscut ca o fire deschisă care nu are ceva de ascuns. El a precizat că este primarul Piteștiului, dar că exercitarea atribuțiilor este supusă unor anumite îngrădiri, întrucât până la soluționarea dosarului în care este judecat se află sub control judiciar. Prin urmare, nu are voie să ia legătura cu martorii și cu alte persoane din dosar, motiv pentru care a și decis să-și mute biroul la Casa Cărții. Își reproșează însă că, prins cu treburile orașului în fruntea căruia a fost ales, nu a acordat suficient timp familiei și că n-a fost foarte atent la cei cu care a lucrat. Da, mai multe citiți dumneavoastră în Argeșul, bineînțeles.
Pe prima pagina ziarului top, titlurile sunt următoarele. Prefectul taie și spânzură, Cristian Soare a cerut ieri demisia Sorinei Honțaru, dar și a managerului de la Spitalul de Pediatrie. În replică, aceștia au declarat că nu vor pleca din funcțiile pe care le ocupă. A fost stabilită cauza îmbolnăvirii bebelușilor din Argeș și meeting făcut de angajații de la uzina Dacia, sunt titlurile din top. Da? Mai? A fost stabilită cauza îmbolnăvirii, vă mai spun, tot din top. Ministrul Sănătăților Patriciu Achimaș Cadariu a precizat ieri că a fost stabilită cauza îmbolnăvirii micuților din Argeș. În speță, acesta nu a venit cu noutăți foarte mari, deoarece se știa de mult timp despre acest lucru. Astfel, demnitarul a precizat că o tulpină a bacteriei E. coli este cauza infectării micuților din Argeș. Curierul Zilei, prima pagină, nu vă pasă de moartea copiilor noștri, rușine domnilor doctori, este materialul de deschidere al colegilor de la Curierul Zilei. Managerul Vasile Stan a fost susținut de colegii săi, se complică situația în cazul copiilor cu sindromul hemolitic uremic, în timp ce la Spitalul Marie Curie a fost diagnosticat miercuri după amiază un alt copil cu sindrom hemolitic uremic din Mioveni. Ministrul Sănătății Patriciu Achimaș Cadariu a solicitat public demisia conducerii Spitalului de Pediatrie din Pitești sau demiterea acesteia de către autoritățile publice locale. Mai citim din Curierul Zilei, actorul Florin Dumitru răpus de cancer. Este un subiect pe care toată presa de astăzi îl dezbate și mi se pare absolut normal. A murit directorul Teatrului Așchiuță, un om extraordinar, un actor talentat, un director dedicat Teatrului Așchiuță a plecat ieri dintre noi după o grea suferință. Actorul Florin Dumitru a murit într-un spital din capitală fiind răpus de cancer la 47 de ani. A luptat să trăiască până în ultima clipă, dar după mai multe metastaze, trupul i-a cedat în bătălia cu moartea, cu boala necruțătoare. Mai citim din Curierul Zilei, angajații de la Dacia ies în stradă, mare atenție, pe 7 mai, meeting de 2 ore la Mioveni. De ce? Pentru a se construi odată și odată autostrada Pitești-Sibiu. Mai citim din Curierul Zilei, la concursul organizat nu s-a înscris niciun candidat, nimeni nu se vrea președinte la CS Argeș. A rămas bilete de tratament nevândute. Casa Județeană de Pensii Argeș aduce la cunoștință pensionarilor interesați să plece la tratament balnear în perioada de 1-4 martie 2016, că au rămas bilete de tratament nevalorificate. Da, și vă spuneam că astăzi a apărut și fermierul argeșean. Vă citim tot așa titlurile de pe prima pagină. Oricum, fermierul argeșean va rămâne alături de noi toată această lună, așa că mai avem să vă citim din el. Așadar, cartoful MOV, cea mai profitabilă cultură agricolă din România la momentul actual. Venituri de 200 de ori mai mari decât la un hectar cultivat cu grâu. Experiment inedit al unui fermier, Roșia, care produce și cartofi. Deci chiar incredibil și vedeți dumneavoastră în poze Roșia care face la bază cartofi și deasupra roșii. Mi se pare absolut incredibil. Istoria salamului de Sibiu, un produs care devine protejat și recunoscut la nivelul Uniunii Europene. Cum recunoști roșiile cu gust? Tot secretul este în căpăcelul galben al tomatelor. Și din 1 martie APIA începe vizarea carnetelor de rentier agricol pentru anul 2016. Ce trebuie să faci ca să primești banii? Aflați din fermierul argeșan. Da. Cam aceasta a fost revista presei de astăzi. Avem Zodiac. Da, vi-l anunță, bineînțeles, Roxana acum și am înțeles că e Zodiac special, nu? Într-adevăr, este vineri și avem Zodiac special. Astăzi aflăm ce visăm noaptea în funcție de Zodie. Foarte frumos. Nu? Nu e așa? Da, tu ce ai visat în funcție de Zodie, măi, Roxana? Să vedem, ne spune Ana ce am visat eu în funcție de Zodie, sunt tare curioasă. Să știți că la mine se potrivește foarte bine. E bine să vedem dacă și la mine, la noi, ceilalți, să urmărim pe Ana cu Zodiacul special pregătit pentru astăzi. Antenața! În viață avem tot felul de predispoziții și șanse, multe dintre ele sunt influențate de zodii. Nici noaptea în somn nu suntem scutiți de aceste tendințe, ceea ce înseamnă că fiecare zodie are anumite tipuri de vise în funcție de personalitate, griji și interese. Berbec, nativii din această zodie de foc au o imaginație deosebit de bogată, ceea ce înseamnă că și atunci când dorm, aceasta este pusă în funcțiune. Creativitatea lor îi determină să aibă vise cât se poate de bizare, cu niște scenarii absolut suprarealiste. Adesea însă berbecii vor avea vise lucide, adică acelea în care își dau seama ce visează și în care pot să controleze totul. Taur, persoanele născute în această zodie au uneori o fire obsesivă. Momentul când li se pune pata pe ceva, ei se vor gândi intens la acest lucru iar și iar. Din acest motiv, ei au cel mai adesea vise recurente cu teme care se pot repeta.
Taurii nu au o creativitate ieșită din comun, așa că în general vor visa situații și persoane din viața de zi cu zi cu care au de-a face adesea. Gemeni. Având în vedere că oamenii născuți în zodia aceasta de aer sunt foarte creativi și originali, având o minte mereu deschisă spre nou, ei vor avea vise stranii pline de acțiune plasată în scenarii interesante. Partea bună este că gemenii sunt oameni foarte optimiști, așa că aproape toate visele lor sunt pozitive, plăcute și pline de surprize. Rac, fiind foarte emotiv, reprezentanții acestei zodii au uneori coșmaruri teribile, poate și pentru că își presară existența cu sentimente negative și temeri. Visele lor sunt incredibil de intense din punct de vedere emoțional, ceea ce înseamnă că nu puțini sunt acei raci care se trezesc în toiul nopții a sudat și poate chiar cu lacrimi în ochi. Leu, o fire optimistă și plină de energie, persoana născută în această zodie va avea vise pozitive și frumoase, de obicei legate de succese pe diverse planuri. Adesea lei se visează conducători, șef sau chiar zeități. Au o imaginație bogată, așa că visele lor sunt preferate cu elemente fanteziste, magie și puteri supranaturale. Fecioară. Acesta este un semn de pământ, așa că nu primește multe bile albe la capitolul creativitate. Fecioara este o persoană cu picioarele pe pământ și acest lucru se reflectă chiar și în visele pe care le are, pentru că de obicei acestea sunt strict legate de aspecte din cotidian. Balanță. Boemă cu capul în nor și foarte creativă, balanța va visa non-stop, nu doar noaptea. Este una dintre zodiile care visează cu ochii deschiși și se pierde adesea în gândurile ei, chiar și atunci când trebuie să îndeplinească o sarcină. Noaptea balanța va avea și vise romantice, iar imaginația o va purta spre ideile și scenariile parcă rupte din Shakespeare. Scorpion, având în vedere că persoana născută în această zodie are o energie sexuală neegalată de alte zodii, ea va avea adesea vise erotice foarte explicite. Săgetător. Călătorii zodiacului vor avea cel mai adesea vise foarte creative, suprarealiste, despre călătorii și drumuri lungi. Un săgetător rare ori se va visa închis într-o casă sau o încăpere, iar mintea lui inventivă va crea în somn niște peisaje unice și locuri bizare în care arcașul poate călători prin vis. Capricorn. Spre deosebire de celelalte zodii de pământ, acesta va avea mai des coșmaruri decât vise frumoase. Acest lucru se întâmplă pentru că are tendința de a se stresa excesiv în viața de zi cu zi și de a se extenua în cele din urmă. Capricornul luptă pentru a urca pe scala socială, dar adesea visează că pierde bani, case, mașini și așa mai departe. Vărsător. Poate că nicio altă zodie nu are vise atât de stranii și vii precum vărsătorul. Imaginația acestuia nu cunoaște limite și în fiecare noapte nativul are parte de o experiență unică în somn. Are o fire neliniștită, mereu agitată, motiv pentru care se va trezi adesea mai degrabă obosit decât odihnit. În visele vărsătorilor se reflectă toate ideile lor non-conformiste. Și pești, nativii născuți în această zodie au un har aparte, clar viziunea. Intuiția este combustibilul capacității lor de a vedea în viitor, iar cel mai adesea ei vor avea viziuni în somn. Visele profetice sunt specifice peștilor care pot învăța să se folosească de acest dar. Ei vor primi semnale în vise, în special când vine vorba despre ceva ce urmează să li se întâmple celor dragi. Acesta a fost horoscopul de astăzi, acum urmează o scurtă pauză de publicitate, dar rămâneți aproape pentru că revenim cu Musafir la matinal. Antenața! Antenața! Am revenit la matinal și am revenit cu musafirul nostru de astăzi și astăzi alături de noi se află Ania Cazan, de data aceasta în calitate de scriitor, da? Bună dimineața, bine ai revenit la noi la matinal și iată și în această calitate. Neața Costi, neața Roxana și Ana, sunt foarte fericită că ne revedem din nou, de data asta cu un subiect optimist, sper da, eu. Corect, așa este. Bineînțeles, o să discutăm despre a șasea ta carte pe care o lansezi acum în direct aici la noi la matinal. Da! Se iau o piatră în gură, ești prima dată când lansezi cartea live. Da, este vorba despre Făt frumos din Parlament, o să o iau să... Te rog, sigur că da. Aceasta este cartea mea minunată. Nu știu unde pot să zic că o să fie disponibilă, la Biblioteca Județeană Argeș, gata, am spus-o. Vorbim despre ea sau... Sigur, haideți da. Să începem cu ea, haideți să vorbim despre ea și la sfârșit, după ce vorbim și de celelalte cărți ale tale, o să anunțăm și când va fi lansată așa, pentru public, nu?
Da, inițial m-am gândit că aș fi rasată doar la Anteneața și atât, pentru că îmi place foarte mult la voi și mi se pare frumos ca toată lumea să ia parte la lansare. Acum, nu știu, o lansare așa oficială o să fie într-o ceainărie, dar vom vedea, vom discuta, momentan nu este nimic bătut în cuie. Este o carte, practic este continuarea de la Făt Frumos din Vamă, care urmărește acțiunile lui Făt Frumos. Eu sunt obsedată de povești, deci nu știu, eu când eram mică și mă rugam să mă îmbolnăvesc, să fiu bolnavă, să fiu răcită și toate cele, ca să-mi citească mie mama povești. Deci mi se părea cel mai frumos lucru de pe pământ. Nu știu, mă puneam în curent, răceam, eram așa, mami, gata, sunt bolnavă, citește-mi povești. Și m-am, probabil la fiecare fată, am fost obsedată de Făt Frumos și de povestea Ileanei Cosânzeana. De unde Făt Frumos, cred că datorită faptului că mie îmi place să merg câteodată, nu de multe ori, în Vama Veche, și acolo tot văd tineri care sunt frumoși, care sunt, așa, nu știu, plini de viață și care vor să facă lucruri. Totodată, acei tineri mai sunt tineri care cerșesc un leu, care vor să primească o palmă pentru un leu, care fac multe chestii pentru un leu și m-am dat seama, uite, ăștia sunt fete frumoși pe care fetele îi așteaptă și, din păcate, nu reușesc să se... nu știu, să fie la cel mai înalt nivel al lor, pentru că fiecare tânăr, eu sunt prima care crede în ei, fiecare tânăr are potențialul de a fi la cel mai înalt nivel, păcat că nu își găsesc acest lucru. Bun, și de aici a fost frumos, când mi-am dat seama că el este uman, chiar dacă a trebuit-o pe Ileana Cosânzeana Zmeului, Făt Frumos a ajuns la Parlament, Făt Frumos vrea să fie președintele Senatului, Făt Frumos îl contracandidează pe Zmeu, Făt Frumos e de dreapta, Zmeu e de stânga, Ileana Cosânzeana reprezintă societatea civilă, pentru că tot dăm cu pumnii masă cu o societate civilă, care, după părerea mea, nu prea există, dar în fine. Nu există la nivelul la care noi o tot propagăm. Adică, mi se pare că ar trebui să... în fine, astea sunt părerile mele și ar trebui să deschidem mai bine ochii să vedem care sunt oamenii care cu adevărat schimbă țara și nu cei care sunt de fațadă. Este vorba despre o campanie electorală, o mică campanie electorală pe care eu am... descris-o în carte. Pe mine m-a impresionat foarte mult campania din 2014 între Iohannis și Oro, scuze, între Iohannis și Ponta. Și am zis că, băi, uite, una e de stânga, altă e de dreapta, mi se pare drăguț ca să scriu despre aceste lucruri. Totodată nu sunt, nu știu cum să zic, descrieri 100%, adică ca orice autor iei un sâmbure de adevăr și îl descrie în toate felurile pe care le vrei tu. Acum, nu știu, este un fel de political science, nu știu, adică o political fantasy, să zic așa. Deci dacă vă place politica, dacă vă plac tinerii plângăcioși, vă rog frumos să citiți această carte. Foarte, foarte tare. Da. Făt Frumos din Parlament, da. Și când va fi? Într-o săptămână, dacă nu mă înșel, va fi acea lansare la... O să fie chiar mai devreme. Mm-hmm. Deci chiar mai devreme, pentru că am zis că, băi, hai că dacă tot o lansăm, să o lansăm cum trebuie. Ideea este că este într-un număr destul de limitat, pentru că, așa cum sunt eu tâmpită, îmi plătesc cărțile din banii mei și am zis că, frate, măcar să fie un număr limitat și oamenii care îmi citesc cartea asta trebuie să dea cu subsemnatul că mi-au citit cartea și că o să vorbească despre această carte. Ca anul trecut mi s-a întâmplat să scot super multe cărți, să vină super multă lume și să nu aflu nicio părere. Și am zis, frate, îmi bag picioarele, acum cine citește cartea să mi-o citească și să nu mai avem alte discuții. Da, este o frustrare, știi, când scrii și nu te citește lumea. Adică, deci ești incredibil, ești extraordinar în jur. Dacă tu la prima ora dimineții ai o așa verbă și... M-am trezit la 5 da. Și tot am întârziat. Și eu o fac în fiecare dimineață, tot la 5, să vede după cearcăne. Vă rog, uitați-vă la Anteneața, nu știu la care, uitați-vă la Anteneața, pentru că Costi se trezește la 5 și Roxana și Ana. Deci este un mare efort. Da. Îți mulțumim și pentru reclamă, da. Haideți să vorbim un pic și de Făt Frumos din Vamă. Uite, a fost cartea dinainte de Făt Frumos din Parlament. Da. Spuneai că este un fel de continuare, dacă vrei, a acestei cărți cu Făt Frumos din Vamă. Este... Eu le-am făcut pe amândouă într-un format mic. Deci într-un format de buzunar. Nu neapărat că ar fi mai ieftin, pentru că n-a fost mai ieftin, dar am zis ca să fie o chestie din asta compactă. Mamă, super tare, deci am scris 3 pagini de sunt bine, mi se pare o chestie foarte terapeutică. Când te simți nașpa, citești cele 3 pagini cu sunt bine, sunt bine, sunt bine și la un moment dat o să fii bine. Bun, în Făt Frumos din Vamă este mai mult vorba despre întâlnirea asta între Ileana Cosânzeana și Făt Frumos. Când s-au întâlnit ei, ce au făcut ei prima oară, n-au făcut prostii prima oară, s-au ținut de mână, s-au pupat, mă rog, și-au spus povești. În a doua carte este deja mai complicat, pentru că el și începe cu o idee de sinuciderea Ileanei Cosânzeana.
Este un concept pe care am încercat să-l explorez, faptul că Ileana Cosânzeană este mai mult ideea asta de speranță pentru Făt Frumos. Deci el, cunoscând povestea clasică, Făt Frumos, mare, tare în mușchi, pleacă în căutarea Ileanei Cosânzeană fără să o cunoască. Și a zis, bă, nene, mă duc, adică e pe ideea, dai grabia de mână pe cioara de pe gard. El nu știa cum arată cioara, dar s-a hotărât să se ducă. Totodată te gândești la zmeu, bă, săracul zmeu, ăsta a fost cel mai fraierit dintre toți, pentru că el a avut grijă de Ileana Cosânzeană, ia de mâncare, nici măcar n-a atins-o, adică a fost așa foarte ok. Vine Făt Frumos, pac, pac, i-a luat-o zmeului și la un moment dat devine Ileana Cosânzeană și cu Făt Frumos muritori. Deci este o poveste destul de tristă, dar eu zic să o citiți. Și este a șasea ta carte, a șasea, da. Făt Frumos din Parlament, da. Urmează și altele, bineînțeles. Oh, da, trebuie să-l continui pe Făt Frumos, este preferatul meu. Chiar dacă... Trebuie neapărat să citiți finalul, pentru că nu neapărat Făt Frumos câștigă, totodată nu pierde, adică trebuie să ne gândim și la faptul, eu m-am gândit de fiecare dată, până la urmă ce alegi, alegi omul sau alegi doctrina pe care omul o reprezintă, că v-am zis, Făt Frumos e de dreapta, zmeu e de stânga, nu normal, cred că ar fi trebuit să fie invers, dar eu am pus să explorez această cale și el are intenții bune, el reformează partidul, el pune parlamentarii să vorbească în engleză, el aranjează o sală de fitness ca să slăbească, adică are niște idei destul de vizionare, problema este că parlamentarii nu-l prea ascultă. Dar asta este, trebuie să continuăm aventurile lui Făt Frumos din Parlament. Nu știu care este... Păi, vine din nou campania electorală, sunt alegeri locale, sunt alegeri parlamentare și de ce nu poate după un nou Făt Frumos? Da, un Făt Frumos de la primărie, un Făt Frumos de la prefectură, un Făt Frumos de oriunde. Mie îmi plac cel mai mult alegerile electorale, este perioada mea preferată. Da, da, corect, așa este. Spune-mi, ce te determină să scrii? În general scriu când sunt nervoasă, când sunt supărată. Deci cartea asta am scris într-o lună. Este un timp record pentru că scriu cam 2-3 luni, dar am fost foarte nervoasă acum de sărbători pentru că m-am enervat cu atâta spirit de Crăciun și toate cele, toată lumea era fericită și am zis nu mai vreau cu fericirea voastră. Și l-am scris pe Făt Frumos în care toată lumea se omoară. Bine, nu se omoară toată lumea, dar oricum. Este o tristețe în cartea asta. Nu pot să scriu că sunt fericită, că nu știu, mi se pare așa, că sunt prea fericită și nu vreau ca să mă lipsesc lumea cu fericirea mea, prefer ca lumea să fie tristă ca și mine. Da. Ești foarte, foarte sinceră. Da, pe cuvântul meu, nu știu, cred că pierd cam mult din cauza asta, dar aia e. Da, deci, da, în general când sunt tristă și acum sunt atât de fericită încât nu mai pot să mai scriu, mă cufund în atâta fericire, vă rog frumos, mă dau mai departe. Da, trebuie să urmeze, deci trebuie să-l închei cumva pe Făt Frumos, nu știu, Făt Frumos de la pensie. Mm-hmm. Trebuie, da, să fie, pentru că e un tristețe copil. Tristețe mare, să știi, la, da, Făt Frumos, da, de la pensie. Cred că o să scrii de plăcere această carte. De-abia aștept, pe cuvântul meu. Dar nu, neapărat. Deci mie mi se pare un lucru frumos să scrii și să creezi artă atunci când ești nefericit. Pentru că există lumea, mamă, sunt super nefericit, aoleu, stai puțin să mai ascult ceva muzică, să nu știu ce, mă dau capul de pere, stai puțin, ia parte la nefericirea mea. Nu, haideți să ne exteriorizăm, haideți să facem urât prin artă, să pictăm, să scriem poezii, să scriem, deci orice, pentru că prin felul ăsta eu sunt de părere că fiecare dintre noi poate să creeze artă, în orice formă. Cum era Duchamp, că a pus el WC-ul acolo și a zis, bă, nene, asta e artă. Da, asta este artă, eu o consider ca fiind artă. Altul poate să zică, bă, asta e nebună, pentru că în jumătate din carte ea înjură. Da, înjur, dar eu consider că este un jurător o operă de artă. Pentru că chiar recent am citit o carte foarte mișto, nu știu, mi s-a părut fenomenală, Soldați. Este vorba despre o poveste diferentare a unui tip, o poveste reală, care și-a dat doctoratul în manele. Și am zis, măi, eu cred că este o poveste care merită a fi citită. Și mă rog, povestește acolo, se îndrăgostește de un fost pușcăriaș, nu știu ce, aventurile lor, că l-al tot jefuia, se tot întorcea la dragostea mea, pupația și fața și toate cele. Și am zis, da, asta este o formă de artă. De ce să nu luăm în jurăturile ca pe formă de artă? Da. Jur, astăzi ne-am cam lungit cu emisiunea, știi? Am intrat destul de târziu cu Musafirul la matinal. Am crezut că nu o să avem timp să discutăm absolut tot, dar ești absolut incredibilă, jur. Deci ești incredibilă. Ultima oară când ai fost tu aici la noi, într-adevăr, ai fost cu un subiect trist. Cred că erai cea mai fericită. Nu știu, pare rău. Deci nu știi care e problema? Eu sunt o persoană destul de tristă. Adică chiar sunt. În adultul meu am un suflet bătrân, mi s-a mai spus. Dar atunci transmiști cel mai bine emoțiile, da, și atunci te... exteriorizezi în scris cel mai bine, mă gândesc. Da, nu? Și așa este, deci sunt foarte de acord. Scriu foarte frumos despre tristețe. Totodată eu fac mișto despre tristețe, pentru că mi se pare aiurea, nu știu, am întâlnit o grămadă de tineri care în loc să facă lucruri
optimiste și frumoase pentru viața lor, stau și se afundă niște statusuri lame pe Facebook. Și dați-mi like, nu dați-mi like. Sunt supărat, toată lumea întreabă ce ai păcit, dar nu contează că sunt supărat, adică, aoleu. Nici nu știu, mă enervează chestia asta. Băi, viața este minunată. Asta este și evenimentele care s-au petrecut în ultimul timp arată faptul că trebuie să prețuiești acum viața. Da, corect. Dacă te gândești la ea în viitor, deci mă gândesc în viitor, Doamne, deci sunt fată, trebuie să mă mărit, trebuie să fac 100 de copii, trebuie să nu știu ce. Mă sperie chestia asta, poate că nu trebuie să faci chestia asta, poate că exact. Te dai cu capul de pereți și zici, băi, eu sunt fericit că mă dau cu capul de pereți, nu știu, era un ban cu bulă, poți să-mi zic. Dacă e cu prostii, nu. Nu e. Te rog. Eu sunt foarte prost, bancurile, dar nu contează, o să încerc. Deci era, au plecat părinții lui Bulă în excursie și, mă rog, se întorc părinții lui Bulă și îl văd pe Bulă acolo cu casa răvășită, nu știu ce, și se dă cu capul de pereți și Bulă și zice tot timpul, vreau. Și se duc în camera alăturată și era discul acolo și s-a blocat acul de la disc pe o poveste și vocea naratorului spunea, copii, vreți să vă spun o poveste? Copii, vreți să vă spun o poveste? Copii, vreți să vă spun o poveste? Deci trebuie să adoptăm atitudinea lui Bulă, că vrem. Da, într-adevăr, foarte, foarte tare. Doamne Dumnezeule! Te-am trezit cum trebuie, nu m-ai trezit? M-ai trezit, într-adevăr. Deci, crede-mă, te-aș lua invitat permanent la această emisiune. Bă, dar asta nu m-aș trezit la 5. Asta înseamnă că trebuie să te trezești la 5 în fiecare dimineață. Oh, da. Ești incredibilă, jur. Deci ești incredibilă. Mulțumesc, Costi, e foarte greu. Dar nu mă închinui. Da. Deci crede-mă, decât să mă suni și da. Spuni vreau să vin în emisiunea ta. Da, deci vreau și mă dau și cu capul de ferez ca să-i cânt. Oricând, da. Deci oricând, ți-am zis, oricând vrei tu să te trezești la ora 5, aici te aștept pe canapea. Ești extraordinară. Mult succes cu noua ta carte, Fă-ți frumos din Parlament. Doamne, cu mare drag o așteptăm pe următoarea și sperăm ca lansarea să fie tot aici. Tot live. Aici. Deci vin și de la 5 dacă vrei. Nu mai tot... repet. Da, tot aici. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. Îți mulțumim încă o dată pentru participarea la emisiune și, așa cum am spus, te mai așteptăm ori de câte ori vrei tu. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și astăzi la matinal. Ne vedem, bineînțeles, și luni la 7 fix, tot aici, ne bem cafea împreună și mare atenție, rămâneți pe pagina noastră de Facebook, emisiunea continuă acolo cu concursul nostru. Astăzi cerul va fi înnorat, iar maxima zilei ajunge până la 12 grade Celsius. Mulțumim, Florăria Altceva și Florăria Crizantema de Aur și dumneavoastră, bineînțeles, și ne vedem luni la 7 fix, tot aici, Antenața! Pa, pa!